Eu aș vrea ca cineva să vină într-o zi și să zic, hai să facem o carte despre o poveste de iarnă. Eu cred că eu n-aș mai termina cartea ce atâtea aș vrea să bag acolo. Mie îmi plac chestiile astea pentru că copilul trebuie să aibă, în cazul copiilor, trebuie să aibă momentul ăsta să caute, da? Și când găsești să se bucure. Dar așa era în copilăria noastră. Totul era plin de chestii de astea, cu semnificații, cu... Copiii noștri nici nu știu despre capră, despre urs, despre colindele astea. Și mie îmi place să le bag în context. Tot așa fac și în picturile pentru maturi și îmi place când oamenii le găsesc și zic, da, asta înseamnă asta? Și tu nu vrei să spui că asta înseamnă asta. Tu vrei să-l lasă el să gândească că asta e el. Adică să trăiască omul emoțiile subconștient, să nu îi le explici până la urmă. Așa sunt toate filmele bune, așa sunt toate cărțile bune, da? Pentru că omul tot timpul caută un sens fix. Iar mie îmi place să creez magia asta și în cărțile pentru copii. Și neapărat să fie un pic de haz. Adică cineva să-și aducă aminte că eu tot așa făceam. Eu am avut norocul să trăiesc pe malul Prutului, într-un sat care, pe vremea copilăriei mele, încă păstra amprenta asta a anilor 40-50. Adică încă nu era stricat tot satul, încă nu erau geamurile de plastic. Noi căutam cel mai înalt deal, ca, cum zicea bunica mea, că îți rupi capul până ajungi cu sania în jos. Adică chestii din astea. Noi chiar ne-am trăit copilăria intens. Taică-miu, care nu avea nimic cu cărțile, el era inginer și mi-aducea în fiecare săptămână câte o carte. Și eu țin minte toate ilustrațiile din cărțile cele, bun, toate, dar sunt pe care practic le văd în fața ochilor. Probabil că am avut norocul să fiu educat prin carte, să trăiesc într-o zonă care... Dar tot Moldova era frumoasă atunci. Din punct de vedere a tradiției, a portului. Depinde numai de tine. Cât de tare poți tu să absorbi din exterior și să transformi asta în interior ca filosofie. Pentru că și în cartea pentru copii există filosofie. Sunt câteva cărți ilustrate de Igor Vieru, Capra cu trei ochi. Și poate că greșesc, Punguța cu doi bani, poate că greșesc. Păi Capra cu trei ochi e cartea ce e spectacol. Cărțile astea durează în timp. Da? Iar cei ce se pictează acum, eu o să numesc asta așa, 50 la 50, ca să nu supăr pe nimeni. Calitate și gunoi. Acela e gunoi informațional, pe care copiii nu trebuie să-l vadă. Sau hai să zicem, da, e ok, noi putem să comparăm lucrurile astea, da? Că fără urât nu poți să vezi frumos, fără lumină nu există întuneric sau invers, da? Dar proporția e halucinantă, e foarte mare în comparație cu cărțile bune. Cu autorii e foarte interesantă colaborarea asta. La un moment dat poți să-ți placă foarte tare textul. Sau poate pur și simplu să-ți placă textul. Sau să înțelegi că omul cu care tu lucrezi chiar e un om de treabă și tu vrei să vezi ce o să iasă din asta. Și eu tot timpul le spun, eu o să fac schițele, dar dacă mă înglod la schițe și înțeleg că nu mă inspiră, nu vă supărați. Tu nu poți să minți omul care stă în fața ta sau care îți scrie, da? Să-i zici că pentru banii tăi eu fac orice. Poate cuiva ies. Mie până când nu-mi iese treaba asta. De obicei citesc textul de câteva ori și nu că textul e rău sau e foarte rău sau nu știu mai ce. Eu nu mă regăsesc acolo. Eu nu pot să... Poate să fie vorba de un erou pe care eu nu-l văd. De obicei mi-o pauză de o săptămână, două, mai recitesc o dată. Și dacă îmi dau seama că asta nu e ceea ce vreau eu să desenez, să ilustrez, eu le spun. Autorul a spus o chestie și eu o continuu. Eu vreau să o continuu. Vreau ca cel care a citit textul să găsească în ilustrație povestea de mai departe. Și de asta mi-e greu să lucrez cu autori pe care nu i-am prins, nu i-am înțeles. Mi se spunea că degețelul trebuie să stea cumva așa, nu sucit, dar cumva drept când el se ține de frânghii. Adică de genul ăsta, da? Sau căldarea nu e suficient de albastră, trebuie să fie și mai albastră. E foarte greu să lucrezi în parametrii ăștia.
Dar cu moldovenii a fost ușor. Chiar și cu Amazonul a fost foarte ușor. Eu îl numesc clientul de vis. Clientul de vis ca finanțe și ca atitudine. Atitudinea a fost de genul, iată grădina, rupeți, ce floare vrei tu? Și așa și-a fost. Și cartea a ieșit așa. Adică, probabil că eu am noroc cu autori. Eu așa sper. E o chestie foarte simplu. Eu nu văd unde trebuie de mai cătat problema. Există managerul care găsește jucătorii. Jucătorii sunt ilustratorii și autorii. Și am văzut texte pe bloguri extraordinare care pot fi ilustrate. Și nu neapărat de la autorii tineri, da, vine asta, dar este, de exemplu, Lydia Hlib, care pe mine personal mă încântă. Eu chiar am făcut câteva ilustrate după textele ei. Aveți de toate. Nu este probabil numai dorință sau nu este timp, nu știu ce nu este. Tu când investești în artă, tu nu prea mult câștigi. Câștigi deja când cartea este editată, da? Când ea deja este tipărită. Dar momentul ăsta, el este foarte costisitor atunci când tu respecti munca omului și autorului și a ilustratorului și îl plătești cât merită, da? Și eu cred că aici e problema. Nimeni sau nu poate, sau nu vrea, sau încă n-a intrat în esența problemei, sau nu vrea să fie mecenat și nu face treaba asta. Poate mai bine să vând cărțile cumpărate de la editurile mari cu drept de autor, da, de a fi comercializate la noi. Cu texte stranii, cu ilustrații stranii. Bun, cuiva îi plac, cred. Dar normal că problema pornește de la editori și după aceea. Atâta timp cât nu este un manager, hai să-l numim manager, hai să nu-l numim mecenat, să nu-l numim om din altă cultură și așa mai departe. Nu se întâmplă nimic. Mie îmi sunt străine temele astea așa, mioritice, că vai, la noi măcar în sectorul carte, în sectorul librării, editură, e tot super. Nu este așa. Deci dacă te duci la Kiev sau te duci la Cărturești, la București, da? Diferența se vede imediat. Adică tu nici nu trebuie să fii ilustrator sau autor sau iubitor extremal de carte ca să înțelegi asta. Tu vezi că stau autori din țară care sunt promovați și sunt promovați într-un fel atât de activ, într-un mod atât de activ, că tu te gândești, dar la noi de ce nu se întâmplă asta? Apare o carte pentru copii, sunt chemați copiii sâmbătă, toți stau în Cărturești și la gălăgie, în jurul la carte ce, părinți. Este un moment cultural. Din asta câștigă toți. Câștigă ilustratorul pentru munca lui, autorul, normal că editorul și societatea. Noi astăzi, în ziua de azi, în anul ăsta, continuăm să creștem o societate care ne va susține pe noi peste 15 ani. Copiii ăștia de 5 ani vor avea 20 de ani peste 15 ani. Din ce cresc ei? Din calculatoare? Lumea zice că dacă nu mai poți să aduci la carte pe copil, pentru că el stă toată ziua cu nasul în calculator. Pentru că nu există activități. Pentru că lumea caută școli de pictură, fix așa caută și cărți, fix așa caută școli muzicale. Și nu există un nucleu care ar activa lumea în jur, da? Dar eu cred că lipsește un pic de bunăvoie. Hai să facem asta, hai să facem pentru copii asta. Pentru copii doar să faci asta. Noi nu câștigăm atât de mult din asta, dar faptul că nu se educă generații e destul de neplăcut. Cărțile nu sunt discutate la noi. Ați observat? Nu, nimeni nu le discută. Lumea pune ceva pe Facebook, am văzut, dar asta e așa de minor, e așa de neînsemnat. Cum poți să vorbești despre cărți bune și nu prea, dacă nimeni despre ele nu știe? Nimeni nu le dă în față. Uneori vii, cauți o carte. Unul din autorii cu care am lucrat zice, mai eu vin, cartea este suficient de scumpă. Și ea stă tixită așa între 200 de cărți cu foarte colorate, cu colorul ăsta foarte pronunțat. Zice, eu nu găsesc. Eu le întreb pe fete, nu găsesc. Sau au uitat de dânsa. Adică e la nivelul ăsta. Eu acum vorbesc de lucruri pe care le știu precis. Poate sunt dedesubturi care noi nu le înțelegem. Dacă în școală și în grădiniță ar fi o politică elevată
Da, o politică serioasă vis-a-vis de ce învață copiii noștri, ce văd copiii noștri, ce absorb, atunci nu s-ar pune probleme, da? Unde ne aflăm noi ca dezvoltare culturală în cadrul cărții, da? Pentru copii. Noi avem un model de învățământ defect și el are ecou. El are ecou în carte, muzică, în comportament, în atitudine vis-a-vis de viață. Noi suntem o societate amorfă, care nu ia decizii, care este foarte politizată, în contrast, da? Dar incapabilă să ia decizii. Sau ne place să spunem că e, da, toți au plecat din țară, care toți au rămas 2 milioane, trebuie să fac ceva. Eu aș vrea să le doresc ilustratorilor noștri să nu lucreze gratis. În momentul când începi să lucrezi gratis, nu pentru cauze, cauze sunt diferite și poți să participi, să faci ilustrație pentru o cauză bună și nu știu mai ce. Dar când tu frecvent ceri bani mizeri pentru lucrul tău, nici nu te gândești să te numești freelancer. Tu faci pomeni.